Tinerii care vor încerca să susțină din a treia încercare sesiunea anuală a examenelor de bacalaureat ar putea să achite pentru aceasta o taxă în valoare de 500 de lei. Atât se prevede într-un proiect de hotărâre a guvernului care a fost propus pentru dezbateri publice. Astfel, potrivit autorităților, banii se vor transfera în contul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare și se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru organizarea și desfășurarea sesiunii. De menționat că taxa de examen a fost estimată în condiția în care centrele de bacalaureat vor fi constituite în Chișinău și la sesiunea se vor înscrie cel puțin 50% din numărul potențial de candidați restanțieri, luând în calcul totalul de elevi care nu au promovat bacalaureatul în sesiunea de examene precedentă. Precizăm că în decursul unui an sunt organizate 3 sesiuni ale examenului național de bacalaureat, de bază, suplimentară și mai nou plătită.